Bun găsit tuturor! Astăzi vă prezint o rețetă super rapidă, super simplă și foarte economică de brioșe din ovăz, mălai și iaurt. Ingrediente necesare pentru 6 brioșe. Paharul pe care l-am folosit are 250 de ml. Un pahar făină de ovăz, jumătate de pahar de mălai natural, nu grișat, un pahar de iaurt natural, vegan sau nu, puteți folosi lapte acru de casă, chefir sau sana și condimente după gust, sare, piper, turmeric, plante aromate, eu am pus și niște roșii uscate. Opțional, putem să adăugăm și câteva linguri de ulei. Pentru extra aromă, coaja de lămâie este minunată și, bineînțeles, la final vom adăuga și praf de copt. Dacă facem praful de copt de casă, cu atât mai bine. Am folosit roșii uscate pe care le-am tăiat feliuțe mai subțiri. Putem folosi de asemenea feliuțe de măsline, cape, orice ne place. De simplu, amestecăm toate ingredientele uscate, adăugăm și praful de copt, rețeta vă las la finalul videoului, amestecăm foarte bine, după care adăugăm iaurtul și coaja de lămâie. În cazul în care iaurtul este mai consistent și aluatul este destul de greu manevrabil, mai putem adăuga puțin iaurt, puțină apă sau puțin lapte. Uitați la ce consistență trebuie să fie aluatul. După cum ați văzut, nu am adăugat ulei pentru că am vrut să le fac un pic mai light. Dacă nu conțin ulei, atunci au tendința de a se lipi un pic de cupele de hârtie pe care le folosim, mai ales dacă nu sunt de bună calitate. Eu, de data aceasta, am nimerit unele care nu sunt bune de niciun fel. Dacă nu folosiți cupe de hârtie, puteți unge forma cu ulei și presărată pe urmă făină de ovăz sau mălai. Se vor desprinde foarte bine. De asemenea, dacă nu vreți să coaceți în formă de brioș, puteți coace în forma de tartă, așa cum coacem și tarta sărată. Vă las tutorialul la final de video. Sau într-o formă pătrată. Dacă avem o tavă mai mare așa de brioșe, să știți că este mai bine să punem brioșele mai răsfirate datorită faptului că se vor coace mai bine. Coacem în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius pentru 25-30 de minute. Facem testul scobitorii. Dacă scobitoarea iese curată, le mai lăsăm 2-3 minute în formă, după care le punem pe un grilaj, le acoperim cu un prosop și le lăsăm să se răcească un pic. Dacă nu punem ulei, tind să fie un pic mai tare. Ca să se păstreze însă mai moi, le pun pe o farfurie și le bag într-o pungă. Rezistă bine la temperatura camerei până la 3 zile sau la frigider, așa în pungă, cum v-am spus, până la o săptămână. Să știți că aceste brioșe sunt un fel de soluția de criză. Fie că nu avem pâine acasă, fie că trebuie să luăm un pachetel undeva, imediat se fac și sunt și foarte bune, sățioase. Hai să vă fie de folos această rețetă și să-mi trăiți 100 de ani!